Cei mai afectați de schimbările de temperatură sunt gălățenii cu afecțiuni respiratorii cardiovasculare, neurologice, metabolice sau osteoarticulare. Expunerea acestora la temperaturile scăzute a favorizat agravarea bolilor cardiovasculare cu risc de infarct miocardic, angină pectorală sau insuficiență cardiacă. Noaptea trecută, echipajele medicale ale Serviciului Județean de Ambulanță au fost solicitate să intervină în astfel de cazuri. Din nefericire, patru gălățeni cardiaci cu vârstele cuprinse între 78 și 88 de ani au decedat în propriile locuințe.